Cina, fericirii la Domnului Cina, Sfinților plăcuță lui Dumnezeu, care părdesc slădiciunirea cele omenești cu inima și cu gândul și ne înălțăm la locafle, raiurile de voie mătenite, iar nouă păcătuși și ne zice plătim către voi cu bucuria ta. Bucurați-vă strămoșilor și patriarhilor din legea veche, străbunii după trupări Hristosului lui Dumnezeu. Bucurați-vă că prin binecuvântarea Domnului s-a mulțit neamul vostru ca stele cerului. Bucurați-vă că din locul vechiului întuneric al păcii dumnezeții ați păstrat credința cea dreaptă în adevăratul Dumnezeu. Bucurați-vă cei ce cu nădejdea ați așteptat în cumpărătul cel pătăduit. Bucurați-vă că din neamul vostru a sfârșit prea luminoasă pătrie, născătoare de Dumnezeu, Sfânta Fecioara Maria. Bucurați-vă că din Sfânta s-a născut Mântuitorul morții și a iadului. Bucurați-vă că prin credința voastră Hristos cel ce avea să vină a câștigat mântuirea. Bucurați-vă că în locul blestemului celui de nemult, binecuvântare prin el ați primit. Bucurați-vă cei ce și în iad venirea lui Hristos ați așteptat. Bucurați-vă că din chinurile iadului prin el v-ați împădit. Bucurați-vă că-ți cu slavă la celul v-ați ridicat. Bucurați-vă că împreună cu cetele îngerești, în locaș de Tatăl Ceresc v-ați sărăstuit. Bucurați-vă, Sfinților toți, rugători fervenți către Dumnezeu pentru toată lumea. Bucurați-vă, Sfinților toți, rugători credința de Dumnezeu pentru toată lumea. Puterea celui de sus umbrit fiind Sfinților, cu-ndrăzneală v-ați încarmat împotriva cepătorilor și stăpânitorilor răutății și de destrucțări. Și biruindu-i de sufletele lor toate începuturile mari și de bune de asăvârșit cântând la tot puternicului, Iisusului Dumnezeu, amin, aleluia! Aleluia! Ochii n-au văzut, ureche n-au auzit și inima omului pământesc n-a intrat. Bucuria și dulceața în care voi acum vă desfătați Sfântul Apostol, pentru aceasta cu bună puternicie grăiesc către voi. Bucurați-vă, Sfinților Apostoli, care cu Ioan Botezătorul sunteți mai aproape Sfântătorul pe Sfântul Sfintei Trăim. Bucurați-vă, cei ce ați găsit lumitarea răscumpărării noastre. Bucurați-vă, cei ce cu lumina credinței lui Hristos ați luminat popoarele cele întunecate. Bucurați-vă, cei ce ați semănat în inimile oamenilor sămânța Cuvântului lui Dumnezeu. Bucurați-vă că roata ostenilor voastre și cerați în cămara ce cerească. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, care la cele șapte săboare din toată lumea măsturisea credinții și adevărată sfaturile și cintării. Bucurați-vă, cei ce vi vor urmi greșugurilor cele eretice, ați liniștit. Bucurați-vă, cei ce ați lămurit nouă dogma credinței cele adevărate. Bucurați-vă, cei ce și până acum cu învățătura voastră, Biserica lui Hristos de ereșuri de dezvinări ați apărat. Bucurați-vă, Sfinților ierarhi, care cu cuvântul și cu viața luminosă ați strălucit. Bucurați-vă că în lumina cea neînsărată cu fiii voștri și duhovnicești locuiți. Bucurați-vă, Sfinților, toți rugători ce divinți pe către Dumnezeu, pentru toată lumea. Bucurați-vă, scurgerea Sângelui Tău, Cel Dumnezeu Mântuitorule, și cu treptate slujim ție toți Sfinții pe Pământ acum, ca niște stele prea luminoase, strălucesc pe tăria Bisericii și pe noi, care notăm în marea păcatului acelei vieți la care te dreaptă, te duce la partea cerească nepovătuit. Pentru aceasta mulțumire lui Dumnezeu îi aducem cu bucurie cântând. Aleluia!